Salutare, am ceva ce sunt Andy, bine am găsit la un nou server de SAM și anume, cum ziceai, zis că se numește, că am uitat. rpg.alfacs.ro. Uitați-vă cât de tare! Fără să le zic eu nimic. Fără să le zic că nimeni nimic, uitați. Salut, salut! Hai te că să nu fie... O secundă, cum făceam chestia cu mouse-ul? Invert mouse, mouse settings, o secundă, asta. Știi ca să, dacă dau un sus, da. Mi se duce în jos, e invers, gata. Aoleu, unde ai plecat? Nu știu, am căzut de pe motor. Hai da. Mamă, ce gras sunt! Ce pentru place. Început, vreau să vă spun niște vorbe. Helper-ul se dă doar pe activitate și comportament, nu dăm helper la oricine. DS-ul este unul unic, la fel și celelalte sisteme care le avem pe server. Avem eventuri unice, care nu se găsesc pe niciun server, une dintre ele, normal. Și acum să începem așa să vă arătăm niște chestii. Da, este, după cum vedeți și voi, este un server de SAMP, care are câteva chestii destul de tari, care n-am mai întâlnit pe alt server. De exemplu, voi n-ați putut vedea pentru că nu v-am filmat din meniu, dar de la logare până acum a fost ceva ce n-am mai văzut, adică... O chestie super tare, cum ar fi, te pune să-ți bagi toate datele ca în caz că-ți pierzi contul sau ți-l fură cineva să ți-l poți recupera. A, gen, mă contactezi pe mine și o-ți trimit parola pe e-mail care o aveai și chestii din astea. Da. Ok, pentru ce puteai să-ți prezint la primărie, avem și două joburi unice. Hai, te rog să vii după mine. Vin, vin, cum să nu? Stai un pic, al meu merge mai greu. F. Mă, ce obeze, îmi place. Ok, aici dai take job. Așa. Job. Și alegi programator 12. Programator 12. Oh. Acum vine după mine. Am dat niște bani sau am luat? Nu știu, nici nu îți dădu. Ah, ok. Ok, aici treci doar pe aici, din asta. Ok, acum hai după mine. Bun. Bam, bam. Ce dă grasul cu ușile. Trebuie să urcați aici. Veniți aici în prima cameră și aici scalatoare. Intri într-un checkpoint și te pune să scrii o parolă. Uite, unul roșu aici. Și te pune să scrii o parolă. 2, 6, 1, 9, 3, 1, 1. Așa, acum face? Poți să stai aici să faci 40 de calatoare, 200 de calatoare, câte calatoare vrei tu. La urmă, după ce termini, hai după mine. Da, uite că acum mai apare și în altă parte, vă zic. Da, da, da. Faci cât vrei, după ce termini, cobori jos. Da. De acolo de unde ți-ai luat uneltele prima oară, intri prin asta și o să-ți dea banii. Este 3K pe da, calculator. Ho, ho, ca lumea. O, ce față are grasul meu. Deci, întâi trebuie să treci prin asta și după asta treci sus și după asta treci sus, înapoi. Sus, păi iară treci prin asta, da. Bun. Ok. Hai să ieșim de aici. Bă, că sunt și niște... Ia uite cu ăstea. Iar. Bă, cât de tare e să mă ai piciorul ăsta. Cum fac să le fac și eu cu mâna? W, uite așa. Slash. Și ca să oprești apeși. Du-te mă cât de tare. Fac un freeze screen. Freeze screen. Ok, acum dă-i gâm. Stai un pic că am făcut o prostie. Bun. E filmare prânta? Da, da, da. Așa, bun. Acum hai să te duc la DSM. Hai că trebuie să mă dau jos. Goto DSM. GTR22. Bun, aici avem DSM. Vino aici, oh. La Buicar. Stai să-ți dau level set, stai 2, 1, 3. Să dau și niște bani. Și acum dă-i Buicar. Tu slash Buicar. Așa, și acum vezi că ți apare o listă cu mașini. Văd. Okay, dar nu sunt câteva, nu sunt toate până la sfârșit. Păi nu sunt toate aici, în partea cealaltă. Ah. Sunt celelalte. Nu ai bani suficienți pentru LG-ul. Așa, aici doar de la level 10 poți, dar ne-am hotărât să schimbăm de la level 5 pentru că level 10 deja e prea mult. Bun, acum hai să-ți arăt un event super șmecher. Le-am zis la ăștia că o să-l pornesc. Zombie deci, humans? Da, cum dau? Join TW, vezi că am scris pe ecran. Da. Bun. Oh, sunt om! Dar nu da, pe ești cu mine. Păi nu, e freeze până intră toată lumea. Aha, șmecher. Dacă pești tablourile pe care le-au, înseamnă că ori la zombie, ori la human. Aha, om cât de tare. Ok, și acum dăm așa și dăm start. Și o să vezi, te transformi, da. E într-un fel, e The Walking Dead. A, știu cum e, practic un virus infestat, ceva de genul, nu? Da, da, da.
Și ei zombie care poate să arunce cu flăcări sau să treacă pe lângă tine să te infecteze și tu trebuie să îi împuși pe ei. Ăștia roșii. Acum cred că o să sară pe tine majoritatea, dar nu-i bai. Ajutați-l pe prietenul nostru. Zombie fraier. Lăsați-mi prietenul în pace. Bun. Și ei la fel poate să ne transforme pe noi în zombie dacă ne omoară, știi? Și odată la cât timp se respawnează sau nu se respawnează? Se respawnează, ba da. De exemplu, dacă tu acum omori un zombie, el se transformă în om normal. Știi? Aha. Și el dacă un zombie te omoară pe tine, te transformă în zombie. Și tot așa până rămâne, de exemplu, uite, acum s-a terminat pentru că eu am omorât o zombie, știi? Mhm. Ok. Păi bun, am arătat ce era important. Hai să mai facem un event tot așa destul de unic. Ce vila ai, măi, băiatule, măi. Este un bug. Se dă wanted de la eventuri, dar la restart se rezolvă. Păi n-ai omorât pe nimeni. La restart se rezolvă. Doar că nu dau restart acum că uite și tu, sunt 26 și n-are rost. În medie așa avem 26-30 player. Bun. Acum hai să mai dăm un event. O să vă pun în descriere ăsta de la canal pentru că e foarte, foarte tare adresa serverului, mie nu mi se pare destul de tare serverul și dacă și vouă v-a plăcut, puteți intra. Haideți să mai facem un event până în alta. Ok, uite ăsta. Join... Dă-i join W or join P, alege tu echipa pe care vrei tu. Oho, sunt un cocalar alb. Ok. Hai că am intrat și eu tot în echipă cu tine. Aici e războiul șmecherilor. 7 pe 7. Okay. Te pup, lecturată de te pup. Pup. Arms race, countdown. Și tu trebuie să-i omori pe ăștia purple. Move. Și știi care e faza aici? E într-un fel de gun game, dacă ai jucat CS normal. E pe arme, adică omori 5 persoane, îți dă următoarea armă. Mm-hmm. Omori 5 persoane, iar îți dă următoarea armă. Mamă, să vezi, level up, vezi? Am făcut level up eu, hop. Mm. Mi se pare că nu-ți mai dă wanted, văd că o rezolvat. Da, nu, nu-ți mai că nici eu l-am luat. Da. Se pare că o rezolvat. Mi-a zis că rezolvă la următorul restart, dar nu s-a dat restart și n-a zis. A văzut că e ok. Mamă, am luat o pușcă, să-mi luat piciorul. Ah, m-a murit ăla, și dacă mă omoară pierd level-ul sau nu? Manu. Nu pierzi level-ul, pentru că e pe echipă level-ul. E unul sus pe casă. Ia acum, nu pot trag în el. Nu-l nivelez deloc cu armele ăștia. Cu mini-uzi-urile. Ultima armă e AVP-ul și dacă faci prima echipă care face 5 kill-uri cu AVP-ul, câștigă. Și primești automat niște bani și dacă setează un admin, poți să primești un RP2. Mm-hmm. Ăla pe casă mă ochide, da. Hai că l-am omorât ăsta de pe casă, m-am să-i prin spatele. Level up. Ce armă tâmpită, doamne. Care, pușca aia? Da. Și nu se pare la fel. Dar o omoară din prima. Nu prea. A, nu. Ah, m-a omorât. Este și servietă pe server. Dacă te uiți, scrie pe ecran, a dus pachetul la destinație și a câștigat o sumă de bani plus un RP. Mm-hmm. Sau dacă deci tu când ai luat pachetul, poate să te omoare un player ca să-ți fure servieta și după poți să o duci tu. Uite acum ți-o dat sniper, acum e ultima. Prima echipă tot care face 5. Sniper sau? A, da. Nu, doar noi, pentru că ăștia nu au ajuns încă la level, nu au făcut destul de kill-uri. Gata! Bun,
Păi mai mult, în mare parte am prezentat ce era mai important de pe server, adică să zic așa, ce era nou față de celelalte servere, vrea seama serverul este roleplay, nu? Da. Deci are destul de chestii, vă puteți cumpăra mașini și toate procesoarele de case și toate cele, aveți și războaie de ganguri. Eu zic că serverul acesta merită pentru că este destul de tare, așa că dacă vă place și vouă, o să vă pun în descriere linkul către server, adică adresa serverului plus site eventual dacă are, Da. iar voi intrați pe server, eu zic că merită, nu o să vă pierdeți timpul, deci da. Eu sunt Andy, el este Pierce Romania, Peace, nu Pierce. Și noi ne vedem M-am la obișnuit. viitoare. Salut!